declarația de avere a Adeliei Lupu din luna decembrie a anului trecut, numai că veniturile angajatei lui Blejnar nu susțin achiziția. 0 lei în conturi, 0 vânzări anterioare, 0 lei împrumutați. Plata a fost făcută de Monica Constanceanu, mama Adeliei și șefa de cabinet a domnului Blejnar. În urmă cu 2 ani de zile când ne-am cumpărat casa, doamna Constanceanu, cunoscându-mă, m-a întrebat, știind apartamentul că este, unde este poziționat și cum este amenajat, m-a întrebat dacă nu îl vindem apartamentul, știind că ne-am cumpărat casă. Și am spus că probabil că o să-l vindem. Și atunci el ne-a vândut doamnei, fetei doamnei Constanceanu. Potrivit actului de vânzare-cumpărare, Constanceanu a virat în contul șefului său 50.000 de euro, apoi a dat 70.000 de euro cash. Însă, în declarația de avere a subordonatei, suma nu se regăsește. Șefa de cabinet nu dispunea decât de 20.000 de euro, când și-a amintit brusc că, în urmă cu 4 ani, ar fi vândut un teren intravilan în Recaș. Terenul nu se regăsește nicio declarație de avere anterioară, așa cum nu se regăsesc nici banii din vânzarea lui. Asta nu împiedică să treacă un depozit pentru alte 20.000 de euro, deschis în 2010. De la două persoane fizice, șefa de cabinet a mai împrumutat 50.000 de euro. Chiar și așa, 30.000 de euro nu pot fi justificați. Deși a vândut apartamentul de mai bine de 8 luni, Sorin Blejnar continuă să locuiască în el. Credeam că ați vândut apartamentul de aici. Nu l-ați vândut? Credeți că este un subiect ca să abordați pe cineva într-o dimineață când merge la... Este un subiect, domnule Blejnar. De ce este un subiect? Da, l-am vândut apartamentul. Cum se face că mai locuiți aici? Păi am un act notarial prin care mi-am prelungit predarea apartamentului cu câteva luni, pentru că nu am reușit să finalizez lucrările la casa la care mă voi muta. Și când trebuie să-l predați? Când voi fi până la sfârșitul lunii septembrie, scuzați-mă. Deci până la sfârșitul... Cui ați vândut apartamentul? Unei persoane fizice. Ordonată la ANAF? Are relevanță? Are. De ce? Pentru că e funcționar public. Păi și probabil că dacă l-a cumpărat, l-a prins în declarația de avere. Corect. Da. Mama dumneaei este secretara dumneavoastră? Credeți că are relevanță? Are. De ce credeți dumneavoastră acest? Mama a contribuit cu bani. Și probabil că l-a declarat în declarația de avere. Acestea sunt problemele lor. Trei ambăsesc.